domnul Leșec Biau, care este director adjunct al Institutului Polonez de la București. Chciałbym dodać krótkie uzupełnienie z mojego O skurte komentarze din punctul meu de vedere. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych książek XX wieku. Pentru mine, Vat, secolul meu, este una dintre cele mai importante cărți. Która bardzo generalnie, najszerzej ją pojmując, może się odnosić do różnych diabelskich pokus. Tamtego stulecia, ale oczywiście... Care abordează mai multe ispite satanice, diabolice din secolul care a trecut. I kontynuując niż pana Einsteina, dlaczego warto tę książkę czytać, pomimo tylu lat od jej ukazania się. Kontynuując ideę domnului Wilstein, de ce trebuie să citim această carte, deși ea a apărut mai de mult? Chciałbym podkreślić, że sam Wad wspomina parę razy w tekście, że pracę nad tą książką pojmuję jako rodzaj ekspiacji. Trebuie să spun că chiar Vat consideră că scrisul și lucrul la această carte este un fel de, este un gen de purificare, de expiere. Za te 2-3 lata w swoim życiu, kiedy uległ obłędowi comunismu. Cei 2-3 ani din viața lui când a cedat ispitei comuniste. W innym miejscu stwierdza też bardzo twardo, że tak jak na to patrzy wstecz, to wszelką pomoc, jaką kiedykolwiek i ktokolwiek okazał komunizmowi, uważa za zbrodnię. Și în alt loc afirmă că orice compromis în fața sistemului comunist nu poate fi considerat o crimă. To było jego prywatne, indywidualne podejście, ale pamiętając o tej diaboliczności pokusy totalitarnej, jaką stanowił komunizm, trzeba powiedzieć, że diabeł nie śpi oczywiście. Vorbind despre ispita satanică a comunismului, trebuie să spunem că diavolul nu doarme. I ta pokusa się pojawia, mimo tego, że jakby sam system został rozłożony na czynniki pierwsze, opisany. Și că această ispită încă mai dăinuie, chiar dacă sistemul, din punct de vedere structural, a fost demontat. Pojawia się właśnie, czy jest obecna stale, pojawia się w każdym pokoleniu. Ja jestem prezentem, czy poate să apară în fiecare generație. Może jak ktoś, nie pamiętam kto złośliwie powiedział, że o ile na wschodzie zwyciężyli bolszewicy, to na zachodzie mniejszewicy. Nu mai țin minte cine a spus, dar dacă în est au învins bolșevicii, în vest au învins menșevicii. I w związku z tym, jeśli ta książka może być dla kogoś rodzajem szczepionki, a myślę, że może, przeciwko tej szatańskiej pokusie, to już jest podstawowy cel, dla którego, to podstawowa wartość, dla której tą książkę warto czytać. Cartea aceasta poate fi considerată ca un fel de antidot pentru ispita diabolică a comunismului. Ostatnia, bardzo osobista uwaga. Și o reflecție, ultima reflecție personală. Otóż książka była gotowa w 65 roku de facto. Gata în anul 1965. A zatem dużo przed archipelagiem Gulag Solżenicy. Cu mult înainte archipelagului Gulag al lui Solżenicy. Gdyby wtedy wyszła. Dacă această carte ar fi fost tipărită atunci, myślę, że jej znajomość, jej pozycja w literaturze światowej byłaby oczywiście dużo wyższa. Może to ona by dostała Nagrodę Nobla, zwłaszcza, że wtedy jeszcze za takie książki Nagrody Nobla dawano. Cu siguranță că poate ar fi primit chiar premiul Nobel, pentru că se conferau asemenea premii pentru asemenea cărți. Myślę, że to szkoda wielka, że pojawiła się dopiero de facto, jeśli pamiętam, w 1977 roku wydaje się w Londynie. Și păcat că ea a apărut abia în 1977 la Londra, nu în Polonia. No, ale tak așa vreo. Dar asta a fost istoria. Dziękuję bardzo. Eu vreau să spun două cuvinte. În primul rând am avut aici, cred eu, un regal al întâlnirii cu
unul din spiritele, într-adevăr, care au ilustrat nobleța, onoarea și curajul într-un secol care a fost dată privință unul al mișeliei, al dezonoarei și al lașităților, ceea ce este extrem de important. În al doilea rând, aș vrea să spun, de acum asta n-a mai apărut în Zeitgeist, a apărut în altă colecție faimoasă a editurii, nu am prușa că Zeitgeist e faimoasă, asta e faimoasă, memorii și jurnale, dar aș vrea să menționez că pentru înțelegerea ce înseamnă gândirea poloneză și ce rol lui va avea în gândirea poloneză și în gândirea, în general, post-marxistă, anti-marxistă, non-marxistă, în căutările avangarde și așa mai departe, este foarte bine să citiți, pentru că se mai găsește tot în superba traducere a domnului Cosanii Giambașu, gândirea captivă. Aș mai spune, domnule Giambașu, că o voi citi și în această ediție atent, pentru că am citit și am văzut că ați făcut niște note extraordinare. Cartea nu e. Deci cartea este de acum o altă carte. Este Alexander Bat, dar este Alexander Bat cu note aduse la zi, la anumite elemente, speculații legate de la văzut, aveați acolo notă, o aluzie la faptul că Ivașchevici detesta pe nu știu cine pentru că era o chestie de antisemitism. Și domnul Giambașu corectează persoana respectivă, cel mai bun prieten al lui Ivașchevici. Nici vorbă. Deci sigur că pot să apară și faptul că un expert pe literatură poloneză, cum este domnul Giambașu, a oferit, deci este o ediție, și uitați-vă la sfârșit notele biobibliografice, este în sine o altă carte, pentru că oferă, tot, Polonia a fost un labirint de pasiuni, a fost o pădure de relații interumane. Iar problema prieteniei în cultura poloneză este probabil una dintre cele mai extraordinare. Da, mersi, a făcut semn. Am încheiat. Mulțumesc!